pe care o am. Asta mai mare? Da. 12,70 lei. Creștini ortodoxi care postesc au profitat din plin de sărbătoarea Bunei Vestiri. Peștele s-a vândut ca pâinea caldă. În funcție de prețuri și buget, fiecare s-a orientat către peștele cel mai potrivit. Ce trebuie să cumpărăm? Dacă astăzi e Buna Vestiri, trebuie să cumpărăm un pește. Vreau să vedem și scumbii, nu pește. Aha. Da. Se mănâncă astăzi pește, nu? Da, da, da. Și dacă nu cumpărați, dacă nu găsiți ce... Mă duc acasă. Și nu, dar nu vreau să iau două scrumbii. Că au zis că găsesc. Cât să gustați așa? Da, da. După aia nu se mai mănâncă. Vezi că aveți o pungută acolo. Ce ați luat? Doi pești. Doi? Da. Pentru astăzi? Pentru... Da, pentru astăzi, pentru astăzi. Dar de ce numai doi? Nu am bani. Cei care au avut bani și gusturi pe măsură au avut de unde alege. Cei drept, nu mulți s-au îngrămădit să cumpere pește de peste 5 kg. Cam puțin, așa, nu prea. Puțin. Nu sunt prea mulți clienți. Nu sunt bani. Clienți sunt, dar nu sunt bani. Dar ce spun oamenii când se uită la... Zic că frumos și pleacă. Frumos și pleacă. Cam câți clienți ați avut astăzi? Cam 20 care cumpără. În rest... Aveți marfă multă? Este pentru toată lumea. Pentru toată lumea este. Cum vi se par exemplarele? Foarte frumos. Acum ne uităm și la preț. Și prețul cum e? Cam așa și așa. Cam așa e. Cam spre ce vă orientați? O să luăm. Și un fitofag, dar o să luăm și un crab, cred că. Paștele în acest an se sărbătorește pe 20 aprilie. Creștini ortodoxi care postesc pot mânca pește de Buna Vestire și de Florii.